Luca, discutam aici despre ce s-a întâmplat în această etapă și despre ce urmează să se întâmple în zilele următoare, dar au o parte de un moment în care Colțescu, efectiv antrenorul meciului, a trimis echipele la cabine, au revenit și, din fericire, lucrurile au continuat fără incidente majore. Toleranța zero arătată de UEFA la astfel de manifestări, de rasism, xenofobie, e continuată și în campionatul nostru și din punctul meu de vedere e bine că se întâmplă așa, că poate odată pentru totdeauna vor reuși să ne civilizăm. Da, și o prostie că au loc pe stadioane, doar pe stadioane astfel de comportamente. Acum, nu e ca și cum tu instiști să se întâmple și în altă parte. Nu e caracteristic pentru societatea aici. Noastră, spui tu, nu? Și maghiari trăiesc bine, mersi împreună în diverse zone din țară. În Cluj cu atât mai mult, adică despre ce vorbim. Și pe stadion parcă vă iau razna toți. Teribiliști, altfel nu putem să-i numim. Cred că e o chestiune sau nu știu, nu o percep eu așa, nu știu, poate cum percepeți tu voi. Afară cu ungurii din țară, când sunt vecinii tăi de bloc, de stradă, trăiești cu ei, ai fost cu ei la școală. Depășește puterea mea de înțelegere, repet. Și am mai fost și în alte zone, am încercat să vorbesc cu oameni care trăiesc și nu mi s-a părut că e o problemă atât de mare încât să ajungem la astfel de manifestări. Reprobabile și mai mult decât condamnabile. Nu bănuiesc că nimeni are... Drept dovadă, Sebi Colțescu a oprit meciul, nu? Foarte bine a făcut. Mi se pare cum unul lângă, lângă Kovac și lângă... ia uite ce lapsus am cu al nostru din Arad. Hațegan, da, doctorul. Este cel mai bun arbitru în momentul de față. Român. Da, din păcate a avut la un moment dat în carieră un moment așa o sincopă, dar da, e un arbitru foarte, foarte bun. A demonstrat și demonstrează. Și da, carieră bună până la urmă. Da, nu una peste foarte, alta, foarte bună, carieră, dar da, putea bună. Să o aibă și mai bună. La da, ce talent a avut, da. La ce talent vorbește lumea că da. A avut. Până la urmă l-am văzut și da, cred că a ajuns la o maturitate de asta profesională în momentul ăsta, pentru că clar că și sezonul trecut a fost, din punctul meu de vedere, cel mai bun arbitru de Liga 1. Și acum continuă și mi se pare un pic ciudat că primește atât de puține delegări. Poate în condițiile în care am văzut niște arbitri și în acest început de sezon foarte, foarte slabe, adică departe, mult departe de valoare. Ok, se apropie de finalul carierei, a ieșit de pe lista FIFA, dar sunt jocuri care trebuie arbitrate de un astfel de... arbitru. Poate că primește puține delegări și pentru că i-a fost propus să meargă în CCA și l-a zis nu. Și atunci Vasara categoric. Cred că a ținut probabil cont că plătește de, și de refuzul acesta. Plată, da. Categoric. Da, altfel, am spus și mai devreme, privesc cu amărăciune ce se întâmplă și la Mioveni și decizia luată în cazul lui Pelic. Sigur că rezultatele n-au ținut cu Alexandru Pelic, dar trebuie văzut contextul în care s-au întâmplat lucrurile. Da, aici am văzut la promo-ul tău, adică promo-ul emisiunii, când ai făcut, ai luat pasa de la Simona. Da, aș fi de acord, dar nu în totalitate. Până la urmă, el știa unde merge, știa, adică nu are... știa unde rămâne. Nu că da, unde rămâne, corect. Știa și unde merge, pentru că el a mai fost. Păi el a mers și i-a depășit, i-a făcut da. Pe cei de la Mioveni să-și depășească condiția nu, cu mult. Corect, dar lucrurile sunt undeva la mijloc. În momentul când n-ai bani sau nu poți dezvolta un buget foarte mare, atunci trebuie să, nu știu, să încropești o echipă. Păi o încropește dacă îl ia pe Rusu, da, cel mai bun jucător și îl dă din ce știu, campionatului. Dar nu pot, nu mă erigez eu, dar am văzut și comunicatul celor de la Mioveni, nu l-au dat afară, dar adică a fost, știu... amiabil despărțirea sau da, a plecat a fost el. Decizia lui ieri. Eu știu că a fost confirmat cu 2-3 zile înainte să fie dat afară, apropo de discuția asta. Și acolo avem primari care se comportă ca patron, la fel cum avem patron care se comportă ca primar și intrăm într-un cer de ăsta. Dar aici e un pic diferit. E adevărat că poate în anumite momente lucrul se exagerează sau ei exagerează. Dar e situația, de exemplu, la Mioveni, bugetul în proporție de 80%, 60%, mai sunt drepturi de televizare, vine de la Consiliul Local. În condițiile alea, când te duci și ceri bani de la Consiliul Local, tu ți-asumi păi ce ți-asumi, un obiectiv. Păi ce-l asumi?
Păi nu, că lucrurile nu sunt așa simple, că domnule, ai dat niște bani și păi, du-te acasă. Da, asta nu e o rețetă, Daniel. Nu, nu. Păi nu, e o rețetă, dar deocamdată sportul... Dacă ar fi așa, toți. Nu, nu, dar sportul cam așa se dezvoltă în România. Se dezvoltă și se explică în instituțiile da. Astea... Da, dar tu, în momentul când te duci și ceri niște bani de la Consiliul Local sau Consiliul Județene, tu... Trebuie să justifici cumva banii ăștia, da, și nu? Tu trebuie să spui că odată că îi justifici și doi, domnule, eu vreau banii ăștia să fac o performanță. Care e performanța? Să mă salvez, să rămân în Liga 1 sau să intru în play-off sau să iau locul 7. Dacă nu, tu trebuie să dai parte din banii ăia înapoi. Asta mi se pare o tâmpenie asta, dar păi, așa e legea. Așa e legea. Păi, da, așa e legea că tu trebuie tu faci un contract și e făcută timp. Te angajezi. Dacă legea e așa, eu nu o cunosc, dar dacă legea e așa, ar fi făcută timp. Iar pentru mine Pelici la ce a făcut acolo e un erou. Toată lumea știe ce înseamnă Alexandru Pelici cu stilul lui de joc. Nicio problemă, nu că nu spun asta contra ta. Știe toată lumea stilul lui de joc, corect, cum reușește să organizeze defensiv, știm minusurile lui, dar pentru ce a făcut acolo, mi se pare un erou. 100%. Depășit total așteptările. 100%. Eu cred că e una dintre cele mai mari performanțe. Pe care promovarea și salvarea. Și salvarea. Da, fost mai mult salvarea decât promovarea. Ceea ce a reușit el sezonul trecut cu Mioveniu, pare o mare performanță. În farfarță. Deci s-a salvat în farfarță. N-a avut nicio emoție. Un lot de B. N-a avut nici... Că era de Liga 2 lotul. Un lot de B care i-a fost acum, cum să zic, i-a fost ciuntit. Iar, da. Lotul ăla de B. Și atunci ce mai vii tu la Peli să-i reproșești ce? Nu, ascultă-mă puțin. Pentru că noi, de exemplu, am avut atunci cer contacte... să potențezi victoria pe care ai avut-o sau de ce ești așa? Nu, nu, vehementă nu. Vehementă în apărare autorităților locale nu, din Argeș. Dar nu, nu, că nimeni nu dă aici în autorități. Nu, dar nu-i vorba nici de dat, nici de luat. Tu cu atât mai puțin că ești vecin acolo. Nu, dar spunea că nu e normal ca primarul să decidă să schimbe acolo. Nu, corect, dar nu el a decis acum. Ți-am spus, eu din ce știu, chiar aseară am aflat că a fost decizia lui Peliș de a renunța. Deci oarecum i s-a ajuns la un anumit nivel de saturație în care a spus, domnule, gata, plec. Ideea e că ceea ce conducerea Mioveni a încercat să aducă niște jucători. Deci a încercat real, inclusiv de la noi, a apelat la noi să împrumutăm 2-3 jucători și erau dispuși să plătească parte din salarii care le aveau la jucătorii respectivi la FC Argeș, adică și nu era un salariu mic. Da. Sau nu era partea pe care o țineau, nu era o parte mică. De asta spun, adică au încercat să aducă jucători, numai că contextul cred că în acest context n-au reușit să aducă pentru că n-au reușit să convingă jucătorii să vină la Mioveni. Înseamnă că e o conducere foarte slabă. Dacă ai bani, și nu pot să comentez. Ei știu cel mai bine și sunt în stare să... Doar tu nu găsești jucătorii. Mai e o chestiune. Poate cei de la FC Argeș și-au vrut să rămână la FC Argeș și fiind un club mai... Dar nu găsești și alți jucători dacă nu erau sub contract. Nu, au fost în discuție și cu alți jucători. Că toată lumea găsește jucători. Inclusiv, a adus 20 aproape. Inclusiv Ganea, când a plecat de la noi, a primit o ofertă, cred că în jumătate oră a primit o ofertă de la Mioveni să meargă acolo. Da, un salariu asemănător cu ce avea la FC Argeș. Adică au vrut să facă investiții, numai că probabil n-au avut forța sau n-au avut de convingere. Ca să fiu sincer până la capăt, crud de sincer, îmi pasă mai puțin de Mioveni. Mi se rupe sufletul de omul ăsta care chiar a făcut lucruri. Mi se pare o altă echipă artificială, inventată pe harta fotbalului românesc. Nu o să-i simtă nimeni. Dar nu-mi poți zice așa, Danica. Are o tradiție în fotbal. Ce tradiție? Tradiția că vrea primarul să se joace de fotbal, să joace fotbal manager cu echipa asta. Atât. Asta e tradiția. Ca și la voluntari, ca și la chiar. Ca și la voluntari, ca și nu e echipă cu identitate, nu e echipă cu suporter. Oamenii ăia de acolo, cred că trei sferturi țin cu Steaua sau cu Dinamo. Sau cu FC Argeș. Sau cu FC Argeș până oraș. Deci despre ce vorbim? Dacă voia să facă ceva, ia sigura omul ăsta niște condiții și pormă în judecă. Așa îl dai afară pe Peliș ca să ce? Ca să pui un alt antrenor care a mai fost, mă rog, Stoican este cazul de față, care a mai fost pe la tine. Așa și în situația lui Peliș, că și Peliș mai fusese la Mioveni. Dar eu spun că să fac niște investiții acolo, și adică e un sprijin într-un un oraș mic cu o tradiție, ținând cont de uzina de autoturisme, adică ai echipă de handbal, o echipă de volei. Evident că primarul îi place sportul. Da, adică a investit foarte mult. E o sală de sport infrastructură și foarte frumoasă. Dar dacă este vorbim despre uzina de la Mioveni, asta a fost toată viața ei sponsorul principal al lui FC Argeș. Da. Și asta e problema România, că dacă unui primar din Mioveni sau din voluntari îi place fotbalul, iar niciunui primar nu-i place Dinamo, Dinamo e în faliment și cluburi minuscule stau bine mersi în prima ligă. Noi avem un fotbal așezat în funcție de pasiunile primarilor. Da, Dinamo, dacă e în faliment, e și datorită gestionării. Bunul Dinamo a fost gestionat dezastruos. Dacă și Dinamo ar fi avut câte 2-3 milioane din bani publici anual,
Nu, dar Dinamo făcea banii ăștia din sponsori, diferența o făcea din sponsori și din, din spectatori. Datorită popularității clubului. Da. Adică, dacă ți-aduci aminte, de exemplu, Rapidul, la revenirea în prima ligă, a insistat, deși nu avea un buget foarte mare, din contră, aveau probleme cu banii. La momentul când au promovat în Liga 1 sezonul trecut, au preferat să joace pe Național Arena ca să adune spectatori și să facă încasări. Înțelegi? Ceea ce Dinamo prefera să joace în Dinamo. Păi, de asta spun. Adică trebuie să o gândești un pic. Chiar dacă pare că trebuie să bagi mâna în buzunar sau să te împrumuți de undeva ca să-ți plătești chiria la Național Arena, au preferat să meargă acolo și iată că e o rețetă de succes. Faptul că la revenirea în Liga 1, Rapidul, deși era în construcție, nu se terminase construcția stadionului, Rapid, au mers pe un stadion nou care oferă condiții foarte bune, adică preferi să duci cu soția, cu copii. Nu, corect, au mers și la Mioveni în anumite momente din... Da. În România se întâmplă așa. Nu vezi în Serbia ca Ciucarici cu bani publici să fie peste Steaua Roșie. Nu se întâmplă. Contează Steaua Roșie și Partizan. Da, sunt populare și diferența financiară și e foarte mare. Și diferența de popularitate e uriașă. Și Dinamo are o cotă mare de... Dinamo are o cotă mare de popularitate. Da, și Clujul are cotă mare de popularitate. Aș vrea să-i ascultăm pe Eric Lincar și Ales Chipciu. Eric Lincar, la rândul lui, un pericol pare să s-a vorbit despre posibilă înlocuire. Și aici mi se pare o decizie pripită, dar e bestia nera, FC Argeș, Daniel Stanciu, pe unde se duce, seamănă panică. Acum jucați cu ei, nu? Vrei să mai cu faci cine o victimă? Au câștigat. Ați câștigat. Cu cine? Ați câștigat. Cu 0-1, 3-1. Cu Clujul. Deci da, s-a jucat în etapa a treia. S-a jucat, s-a dat. Deci demiteți. Ce noi jucăm cu Târgoviște acum, duminică. A, păi și acolo Digi. Vrei? Visezi? Păi știu că la Digi, că la Digi sunt... Înseamnă și Mihalcea. Important e și... Păi, nu, dar și ei... visăm să urcăm. Semn panică. Hai că vorbim și de voi. Da, stai să-l ascultăm pe Eric Lincar și pe Ales Chipciu. M-am blocat. E clar că și jucătorii sunt, din punct de vedere mental, destul de jos. E a patra înfrângere, mai ales acum că am revenit acasă, speram și eu într-o victorie. Am observat mai ales după primirea golului că, din păcate, am început să ezităm foarte mult, să comitem greșeli și atunci, cu siguranță, nu e ceea ce eu mă aștept de la jucătorii mei. În România tot timpul se încearcă să se creeze anumite presiuni. Se spunea că încerc să-mi reziliez contractul și că nu vreau să renunț și situații care pentru mine și oamenii care mă cunosc chiar mă deranjează. Dar dacă asta e presa din România și adică putea să apară o știre că Lincar e sub presiune sau alte situații, dar nu trebuie să ajungem în niște situații, detalii. În niște detalii în care să pui într-o lumină foarte proastă pe cineva care a muncit aici la Ucluj, a reușit după câțiva ani să promoveze echipa din nou la Liga 1 și chiar nu cred că stă rămânerea mea sau plecarea mea într-o... eu știu, într-o situație neapărat financiară. Mai am de primit bani la clubul ăsta pentru performanța care am făcut-o, așa că chiar nu va fi o problemă. Dar vă dați seama, nici să aduc eu bani de acasă ca să plec. Asta ar fi ultima, cum își doresc unii care scriu prin presă. Asta e, până la urmă, asta e meseria noastră, să vii și să pleci. Până acum am antrenat vreo 12-14 echipe. Am venit de 12 ori, am plecat de 12 ori, da? Deci nu e asta problema sau nu-i... Nu, dar ar fi un regret că totuși lăsați o muncă în spate aici. Păi o muncă o las, dar în același timp trebuie să fiu foarte conștient că, din păcate, în ultimele 4 etape am pierdut. E greu să găsești acum o explicație. Suntem toți dezamăgiți și că creierul nostru clar acum caută lucruri pe care să le scoată ca și explicații, dar nu pot să-mi dau seama. Din teren sau acum și la cald și nu aș putea să fac o analiză cât de cât corectă, dar iar mi s-a părut că am avut foarte multe ocazii, n-am dat gol și același scenariu îl avem în fiecare meci. Probabil facem ceva greșit, nu știu. Noi jucători, nu dăm goluri, nu știu ce se întâmplă. E clar, când ai meci de meci același scenariu, ceva nu e în regulă. Chiar dacă așteptările ți le faci mari, pentru că dacă n-ai avea ocazia, îi spune, bă, suntem o echipă mică, aia stăm aici și vedem ce ieși. Dar când ai